Sorin Mina, președintele RomAliment, a vorbit în emisiunea pentru Cluj de la NSN despre ce ar trebui să facă autoritățile din România în cazul gripei porcine care face ravagii în țara noastră. Ce trebuia făcut? Trebuia luat o decizie. În afară de faptul că vom constata că intră peste, ce vom face după ce intră? Și aici ne-au prins. Suntem într-o ceață, suntem într-o bătălie politică. Nimeni n-are curaj să spună prima soluție a fi ca cel puțin pe anumite zone din România creșterea porcului în curți să fie interzisă. Pentru o perioadă de timp, măcar. O perioadă evoluției peste porcine africane. Nimeni n-a avut curaj să facă chestia asta. RomAlimenta este o federație care grupează mai multe patronate din industria alimentară. Președintele ei, Sorin Mina, a mai spus în emisiunea pentru Cluj că nimeni din zona politică nu și-a asumat o asemenea decizie radicală în cazul pestei porcine pentru a nu pierde puncte electorale. Mina spune însă că și alte țări europene au recurs la vremea lor la măsuri tranșante. Acesta a arătat că Spania s-a luptat 32 de ani cu pesta porcină și a fost nevoită să dea o lege prin care se instituie obligativitatea creșterii porcilor doar în ferme, iar acum este primul furnizor de carne de porc în Uniunea Europeană. Mina a mai declarat că pesta porcină africană este de peste 50 de ani în Europa și că nu există vaccin pentru combaterea acestui virus.